Bucureștenii care iubesc lectura au primit un sprijin generos. Biblioteca Metropolitană București este acum mai bogată cu peste 700 de volume noi. Cărțile au ajuns pe rafturile Bibliotecii Metropolitane din capitală printr-o donație și așteaptă acum cititorii să le descopere valoarea și utilitatea. Aici sunt cărțile. Ne bucurăm să avem ocazia să vi le dăruim. De acum, patrimoniul de carte al Bibliotecii Metropolitane București este și mai bogat. Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României a donat peste 700 de cărți. Acestea vor putea fi citite și apreciate de către locuitorii capitalei. Prin această donație, ne dorim să încurajăm cititul și să sprijinim activitatea Bibliotecii Metropolitane București, deoarece este o activitate menită să scoată în evidență importanța cărții și a lecturii în dezvoltarea personală și profesională a oamenilor. Aș vrea să mulțumesc Fundației Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României pentru cele 700 de volume primite astăzi la Biblioteca Metropolitană București. Acestea vor ajunge în toate filialele noastre care sunt dispuse în toată capitala. Bineînțeles, vor fi folosite atât pentru împrumutul acasă, dar mai ales în cadrul activităților cultural-educaționale pe care noi le derulăm. Și aș vrea să amintesc unul dintre proiectele noastre, dintre multele alte proiecte, Ora de Povești. În cadrul Orei de Povești avem titluri suficiente pentru a fi citite atât celor mici, dar și celor mari. Este vorba despre cărți din domenii precum filozofie, istorie literară, estetică, arte plastice, critică literară și beletristică. Cărțile vor ajunge în toate cele 30 de filiale ale Bibliotecii Metropolitană din capitală. Imaginația, creativitatea sunt abilități pe care copiii de astăzi, viitorii adulți, trebuie să și le dezvolte. Îi ajutăm noi să și le dezvolte și acest lucru se poate întâmpla prin intermediul lecturii. Nu există copii cărora să nu le placă să citească, există doar copii care nu au descoperit lectura potrivită. Iar rolul nostru al Bibliotecii Metropolitane București, fiind bibliotecă publică, este acela de a-i ajuta pe cei care ne trec pragul să descopere ce carte li se potrivește.